Polițiștii biroului urmărit din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș au fost sesizați despre faptul că Ioan Vlad a plecat cu autoturismul personal de danumirilor său din orașul Borșa în data de 24 septembrie, iar de atunci este de negăsit. Bărbatul în vârstă de 44 de ani are o constituție atletică, înălțime 1,80 m, păr grizonat, ochi verzi, fără semne particulare. Persoanele care pot să ofere informații despre Ioan Vlad sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție, să apeleze 112 sau biroul de urmăriri la numărul de telefon 0262 207 763.